O nouă ediție a emisiunii Observatorul Prahovean Live. Astăzi invitatul meu este domnul Iuliu Andrei Dan, cel care va candida la primăria Brazi din partea Partidului Prahova în Acțiune. Bun găsit, vă spun, domnule Dan. Bine v-am găsit și eu. Este o emisiune de promovare. V-am invitat atât pentru a le spune celor care, pentru care candidați și anume locuitorilor comunei Brazi, ce anume aveți de gând să faceți în perspectiva alegerilor locale, dar și pentru a discuta despre problemele grave de mediu din comuna Brazi, considerată una dintre cele mai poluate localități alături de Ploiești. Au fost câteva incidente în ultima perioadă și de mediu pe care le-am discutat și anterior într-o altă emisiune dedicată însă atunci exclusiv problemelor de mediu. Însă, pentru cei care, să spunem așa, nu vă cunosc foarte bine, dacă ne puteți spune câteva detalii despre dumneavoastră, nu știu, studii, loc de muncă, ocupație, pasiuni, stare civilă, dacă sunteți căsătorit, aveți copii, pentru că în zona aceasta de prezentare a candidaților de la legile locale, orice astfel de aspect contează. Okay. Numele meu este Iuliu Andrei Dan, sunt născut și trăiesc în comuna Brazi, satul Brazii de Jos. O bună parte a copilăriei și adolescenței mi-am petrecut-o foarte mult în satul Negoiești, acolo de unde provin bunicii din partea tatălui meu. Sat Negoiești, de care mă simt foarte legat, acolo este locul unde am copilărit, unde m-am și dezvoltat ca om, locul de unde mi se trag rădăcinile. Am 38 de ani, sunt căsătorit, tată la două fetițe, de profesie sunt inginer, provin dintr-o familie de învățători, dumnealor mi-au insuflat dragostea și respectul față de oameni, m-au învățat că trebuie să fiu cinstit și responsabil. Bun, dumneavoastră aveți experiență în domeniul administrației locale. Acum 4 ani ați candidat ca independent la Consiliul Local și ați reușit fiind unul dintre puținii prahoveni care și-au obținut statutul de consilier local ca și independent. Cum a fost atunci și de ce ați ales să candidați de data aceasta din partea unui partid nou, care poate fi, nu știu, poate reprezenta un minus în competiția electorală, având în vedere faptul că este un partid recent înființat care se luptă cu partide, să spunem așa, mult mai cunoscute, care și-au demonstrat cu ghilimele de rigoare capacitatea de guvernare și administrare locală în ultimii 30 de ani în România? Pentru că fac parte din categoria oamenilor cărora le pasă de locul în care trăiesc, m-am decis acum 4 ani să candidez pentru funcția de consilier local. Am ales să candidez independent, nu am vrut să mă aflu pe lista niciunui partid. Am ales să candidez pentru că nu mă simțeam reprezentat. Și atunci am spus că e nevoie, e momentul ca eu să încerc să rezolv anumite probleme și să mă implic în administrația publică locală. Drumul nu a fost greu, dar nici ușor, așa cum pare la prima vedere. Independent înseamnă foarte multe piedici, însemnând de la întocmirea dosarului de candidat, la numărul de votanți pe care trebuie să-l ai ca să poți să accezi într-o funcție publică mai mare decât dacă ai fi fost înscris pe lista unui partid. Dar cu toate astea am reușit pentru că comuna Brazi este o comună care cred eu că în ultima perioadă și-a cam dat seama că trebuie o schimbare și e o comună curajoasă. Bun. Și am ales... Vă rog. Acum candidez din partea unui partid local, așa cum a spus, Partidul Prahova în Acțiune. Un partid care a luat naștere în principiu ca urmare a evenimentelor desfășurate de Asociația Prahova în Acțiune, asociație care a derulat evenimente foarte frumoase și de bun gust pe raza județului Prahova. Iar la rugămintea, să spun așa, oamenilor, am urmat acest pas și am demarat acest proiect, Partidul Prahova în Acțiune. Este un partid prahovean 100%, menit să rezolve problemele prahovenilor, să acționăm exact în administrația publică locală din Prahova,
Nu vrem să avem legătură cu nicio structură de la București. Știm cu toții ce înseamnă să fii subordonat Bucureștiului. Și am zis că dacă nici noi, prahovenii, nu știm ce e bine pentru localitățile noastre, atunci nimeni nu mai știe. Am ales în continuare, spun asta, Prahova în Acțiune, Partidul Prahova în Acțiune, pentru că mi dă șansa să rămân independent. Este singurul partid politic, din punctul meu de vedere, și cred că nu mă înșel, care îți oferă libertate totală. De la nivelul organizației, întrunirea membrilor, de la listele de consiliu, de la candidatul pentru primar, acțiune din teritoriu. Tot 100% sunt deciziile fiecăruia din fiecare localitate. Practic, dumneavoastră ați fost lăsat să vă faceți inclusiv echipa de candidați la Consiliul Local cu care vă veți prezenta pe 27 septembrie, da, nefiind impus niciun om, da? Da, de către conducerea centrală, nu spus, locală, de la Ploiești, de data asta, nu de la București, așa cum se întâmplă la marile partide. Ați avut 100% independență, să spunem, în a stabili lista la Consiliul Local. Exact. Eu fac parte, că ați spus, nu ne-a fost nimic impus din partea conducerii. Cu mândrie spun că sunt unul din membrii fondatori ai Partidului Prahova în Acțiune și încă o dată vă spun, independență mai mare ca în acest partid nu are nimeni. Nu era mai simplu pentru dumneavoastră, bănuiesc că ați avut oferte și de la alte partide, să fi mers la câștig sigur, să spunem, candidând din partea unor partide mult mai cunoscute, decât să înființați propriul partid cu care să vă prezentați în fața electoratului? Oferte au fost nu de la multe partide, de la toate partidele politice. Toate mi-au propus funcția de candidat la primărie. Mai puțin unul care îmi cerea să accept o funcție de viceprimar și să mi se pregătească terenul pentru următorii 4 ani. Dar încă o dată spun, dacă aș fi recurs la, sau aș fi acceptat aceste oferte, înseamnă că toate demersurile mele de până acum ar fi fost în zadar. Înseamnă că m-aș transforma în ceea ce am urât până acum. Adică acel politician avit după funcții, care exact face tot compromisul pentru a ajunge în nouă funcție. Și odată ajuns acolo, cineva să vină să-ți spună atunci când ai de luat o decizie importantă pentru comunitate, dar care ar putea să deranjeze anumiți factori, cineva de la București să vină să-ți amintească că el te-a pus acolo, el ți-a finanțat campania, el ți-a pus oamenii acolo. Bun, dumneavoastră ați fost candidat și ați ieșit consilier local independent. Vorbim totuși, cred că, de sute de voturi obținute acum 4 ani, da? Aveți curaj să-i priviți pe oamenii respectivi în ochi, încheiind mandatul cu, eu știu, îndeplinirea unor promisiuni pe care le-ați făcut acum 4 ani, pentru că, vreți, nu vreți, o să le cereți din nou votul acum în calitate de candidat la primărie de data asta, nu doar la Consiliul Local. Spre surprinderea mea, acum 4 ani, numărul de voturi pe care l-am acumulat, și pentru asta mulțumesc încă o dată curajului pe care l-au avut cetățenii din Comuna Braț, am obținut un scor, cred că al treilea scor, și aici mă refer și la voturile partidelor. Au fost partide care în Consiliul Local au 2 reprezentanți și au obținut un număr de voturi mult mai mic decât al meu. Da, din punctul ăsta e o nedreptate electorală pentru candidați independenți. Exact. Dar, încă o dată vă spun, Comuna Braț a dovedit că are curaj și au ales un independent. În acești 4 ani, cred eu că am dat dovadă de implicare 100%. Mi-am asumat rolul pe care l-am ca și consilier local. Cu siguranță îmi pot privi în ochii alegătorii. Probabil sunt și nemulțumiri, nu pot mulțumi pe toată lumea, sunt conștient de lucrul ăsta. Dar cred că am pus umărul și sper să-l pun în continuare pentru dezvoltarea corectă a Comunei Braț. Ați făcut opoziție la actuala administrație în sensul în care ați sancționat chiar și prin luări de cuvânt în ședințele Consiliului Local anumite decizii pe care dumneavoastră le-ați considerat injuste în raport cu interesul comunității, de exemplu? Da. Din păcate, lucrurile nu au fost exact așa cum îmi închipuiam eu înaintea candidaturii. Am crezut că în Consiliul Local ne strângem o mână de oameni împreună cu
primarul comunei, discutăm problemele pe care fiecare consilier din fiecare sat în parte le găsește, le întâlnește, le expunem, le căutăm rezolvarea și mulțumim pe toată lumea. Nu întotdeauna a fost așa. Și asta nu o spun crezând sau vrând să creadă cineva că anumite persoane sunt rău intenționate. Numai că nu cred că avem aceeași viziune toți. Nu toți avem aceeași claritate și urmăm același drum. Opoziția a fost atunci când nu s-a luat, de exemplu, că tot vorbeam de mediu, n-am avut nicio reacție. Au fost atâtea abateri legate de operatorii economici din zona noastră, au fost întâlniri ale cetățenilor care au dorit să cunoască și poziția primarului sau a celorlalți consilieri, la care nu toată lumea a apărut. Da, au fost divergențe. Bun, vom reveni asupra unui capitol important din Brazi, cel privind poluarea, însă vreau să vă întreb, Comuna Braz, din punct de vedere al bugetului, este una dintre cele mai bogate localități din Prahova. Se mai, nu știu, e loc de mai bine pentru cetățenii din Braz, mă refer aici la, din punct de vedere al infrastructurii, nu știu, rutiere, tot ce înseamnă utilități, zona de confort cetățenesc, pentru că presa a relatat tot felul de investiții, mai mult sau mai puțin, să spunem așa, costisitoare, dar s-a trecut cu vederea pe din simplu motiv, domne, lasă că ei au bani, își permit stații de microbuz ca la Dubai, își permit un parc de milioane de euro, își permit steaguri, nu știu, sute de steaguri arborate pe Bangreș și așa mai departe. Considerați dumneavoastră că se puteau face mult mai multe lucruri bune și mult mai eficient administrat banul public în Braz? Fără să critic pe cineva, pentru că nu de aceea am venit aici și nici nu vreau să fac asta. Pot spune doar că, într-adevăr, suntem una din comunele cele mai bogate din județul Prahova. Nu ne putem plânge că nu au fost investiții în ultimii 12 ani în Comuna Braz. Aș fi un mare mincinos. Într-adevăr, s-au făcut. Din punctul meu de vedere, nu reflectă raportul calitate-preț a ceea ce s-a investit. Cu siguranță mai sunt foarte multe lucruri de făcut, lucruri care aveau întâietate legate de investiții pe care ți-a enumerat, steaguri arborate și alte lucruri de genul acesta. O mare pată de rușine, spun eu, pe obrazul Comunei Braz este acela că avem două sate, Stejarul și Cămine, care sunt uitate de lume și abandonate de toate administrațiile din ultimii 20 de ani. În sensul că suntem o comună racordată la rețeaua națională de gaze, încă de la sfârșitul anilor 90, iar aceste două sate până astăzi fac focul la sobă. De-abia acum, în prag de alegeri, au început să se demareze lucrările de canalizare și sper eu și pentru extinderea rețelei de gaze. Asta cred eu și urmare a unui raport a Curții de Conturi, care nu de mult timp, de curând, a fost în vizită la noi și au observat câteva cheltuieli încă din anii 2009-2010 legate de anumite proiecte unde s-au plătit studii, avize, proiecte, dar nu s-au finalizat. Și atunci a trebuit să se facă. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Chiar și în cea mai bogată comună din Prahova, da? Sunt lucruri pe care eu mi-aș fi dorit să le văd și vreau să le fac în Comuna Braz. Puteți le enumera câteva legate, obiective, da, să spunem? Că am spus de infrastructură. Eu îmi doresc o comună care să se autogospodăresc. Eu vreau o comună care să se poată dezăpezi iarna cu utilajele ei. Vreau o comună care să nu mai plătească foarte mulți bani, mă refer aici la 10 de miliarde anual, pentru tăiatul ierbii din parcuri. Avem societate în Comuna Braz de apă și canalizare care cred eu că își poate însuși și aceste atribuțiuni, iar banii nu s-ar mai duce n-ar mai ieși din bugetul primăriei, ar rămâne tot la noi și astfel
poate că am putea în timp să amortizăm o eventuală creștere a prețului deșeurilor sau poate o eventuală creștere a prețului apei. Sunt lucruri... Practic, noastră ați aduce aceste servicii publice în subordinea primăriei directă și să nu mai apelați la firme, să spunem așa, private, unde, mă rog... Unde nu se poate, cu siguranță vom apela și la, se va apela și la firme private. Dar eu cred că sunt lucruri posibile, lucruri pe care nu le-am inventat noi, lucruri care deja se întâmplă în alte localități, în alte orașe. Bun, revenim un pic la una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă populația localității Brazi, alături de ploieșteni și celelalte localități limitrofe. Mă refer aici la poluare. Au existat anul trecut cu precădere un adevărat scandal mediatic și chiar în această primăvară cu acel incinerator de deșeuri. Acum, în ultima perioadă, rafineria care își desfășoară activitatea pe raza comunei Brazi a registrat mai multe incidente tehnice. Îmi spuneați că nici acum stratul de praf alb pe care reprezentanții rafinăriei și ulterior s-au grăbit și cei de la mediu să-l considere nepericulos pentru sănătatea populației persistă în comună. Cum vedeți dumneavoastră rezolvat această problemă în condițiile în care există un revers sensibil al angajaților? De fiecare dată, și vă spuneam din propria experiență ce se întâmplă în momentul în care noi publicăm un material referitor la poluarea făcută de rafinării, cum angajații și rudele acestora ne înjură spunând vreți să se închidă, să ne pierdem locurile de muncă, cred că se poate stabili o modalitate, să spunem, normală de lucru, astfel încât oamenii să-și păstreze joburile, dar aerul pe care noi restul să-l respirăm să nu mai fie otrăvit, nu? În primul rând, cred că o primă măsură care ar trebui luată ar fi o monitorizare în paralel a calității aerului. Apropo, merge panoul din fața primăriei? L-au reparat? Merge, afișează ceva. A, înțeles. Nu pot să spun dacă afișează ce trebuie. Ceva afișează. Da, nimeni nu-și dorește dispariția rafinăriei de pe raza comunei Brazi. Ea este una din sursele de venit a noastră. Dar cu siguranță ne dorim cu toții o bună funcționare a rafinăriei, o retehnologizare dacă este nevoie. Iar această retehnologizare, din punctul meu de vedere, nu poate fi forțată decât prin această măsurare corectă a calității aerului, care dacă reflectă într-adevăr derapaje continue ale rafinăriei, ar putea impune acesteia măsuri în retehnologizare. Am fost invitat la evenimentul Observatorul de anul trecut? Iarna anului trecut. Eveniment la care au fost invitați și reprezentanții OMV-ului și care spuneau că investesc anual 10 de milioane sau sute de milioane, nu mai rețin exact, de euro, pentru retehnologizare și pentru a influența în mod pozitiv calitatea aerului și a mediului. Eu nu cred acest lucru. Nu cred acest lucru și cred că dacă într-adevăr banii respectivi s-ar folosi pentru retehnologizare, încă o dată spun asta, nimeni nu ar mai avea ce să le reproșeze. Pentru că sunt sigur și am vecini care lucrează la firme subcontractoare ale OMV-ului și au fost și în Viena și îmi povestesc acolo, e altă poveste. Deși atât România cât și Austria sunt membre ale aceleiași Uniuni Europene, unde se aplică, cel puțin pe hârtie, aceleași reguli, inclusiv privind calitatea aerului pe care îl respirăm și protecția mediului în general. Dar poate are autoritatea locală, are această pârghie de a acționa astfel încât un poluator să fie tras de mânecă și obligat să-și rezolve această problemă de mediu? Vă dau exemplu primăriei Ploiești, care de fiecare dată când au fost astfel de probleme cu rafinăriile care își desfășoară activitatea pe raza municipiului, au avut aceeași atitudine de ridicat din umeri și arătând cu degetul către garda de mediu, care garda de mediu, am constatat cu toții, atunci când vine vorba de o acțiune, are grijă să invoce tot felul de prevederi legale, astfel încât, sau monitorizări,
astfel încât poluatorul să scape nepedepsit. Și închei paranteza aducând aminte fix în ceea ce privește Comuna Brazi, cele două incidente tehnice petrecute în ultimele două săptămâni la rafinăria din Brazi. Acea pulbere albă care a acoperit localitatea a fost declarată nepoluantă de către Garda de Mediu și de asemenea facla urmată de fumul acela negru, norul acela de fum negru, a fost considerat la fel, nepoluant de către aceeași instituție de mediu. Eu cred că fiecare instituție, fiecare autoritate publică locală are în primul rând obligația morală, după aceea și cea legală, de a interveni în asemenea cazuri. Din păcate, reacția autorităților din Brazi a fost egală cu zero, legat de tot ce a însemnat derapaj al poluării. Mai multe ce pot să vă spun decât că în continuare voi încerca să militez pentru a asigura o calitate de condiții de viață prielnice copiilor noștri, în primul rând, și nouă. Încă o dată spun, pentru a asigura pe toată lumea că nimeni nu-și dorește închiderea vreunei rafinării sau a vreunui agent economic de pe raza Comunei Brazi, însă ne dorim și noi să ne respecte ca așa cum și noi respectăm la rândul nostru. Da, interesant este că orice primar are la dispoziție poliția locală, care are atribuții inclusiv în domeniul protecției mediului și nu se referă aici strict doar la depozitarea ilegală a deșeurilor, și are obligația legală de a sesiza inclusiv autorităților de mediu orice poluare, orice sursă de poluare a mediului, nu ne referim, repet, strict la deșeuri. Da, asta ține mult și de modul în care se face administrație locală. Ne apropiem de finalul emisiunii. Vreau să vă întreb, nu știu, să facem un exercițiu de imaginație în cazul în care veți deveni primar. Care ar fi primul lucru pe care l-ați pune în practică din programul dumneavoastră? V-ați gândit? Nu știu, ați făcut această simulare? Ar fi mai multe lucruri cu care aș începe. În primul rând trebuie spus că dezvoltarea unei comune are nevoie de o continuitate și una bazată pe principii sănătoase. Primele lucruri cu care trebuie să începem ar fi aducerea la același nivel de trai și al satelor Stejaru și Cămine. Adică investiții în infrastructură, neapărat, astfel încât și acele sate să aibă aceleași condiții, nu? Exact, la aceleași condiții. Deși plătesc ca și ceilalți taxe și impozite locale, locale. După aceea, mecanismul ăsta pe care eu mi-l doresc, autogospodărirea, să spun așa, este iarăși un principiu de bază pentru mine, pentru că așa am fost crescut să pun și rău înainte și mă gândesc că poate peste 10, 15, 20 de ani benzina și motorina nu vor mai fi combustibili pentru mașinile noastre, vor fi toate electrice sau știu eu ce altceva se va mai inventa. Și atunci rafineria probabil se va închide sau își va diminua activitatea. Banii nu vor mai fi la fel de numeroși. Și ce o să facem în condițiile în care suntem prizonierii serviciilor? Avem atâtea parcuri, atâtea spații verzi, atâtea clădiri, atâtea școli pe care va trebui să le întreținem și nu vom avea cum. Noi, în ziua de astăzi, Comuna Brazi nu produce nimic. În afară de taxe și impozite, nu produce niciun ban. Aș dori să spun că aș oferi o altă alternativă de a conduce primăria, aș oferi altă alternativă oamenilor. Transparență decizională, transparența legată de cheltuirea banilor publici. Banii publici nu sunt ai mei, banii publici sunt ai contribuabilor, ai oamenilor. Aceștia trebuiesc cheltuiți pentru a deservi necesitățile acestora. Și, nu în ultimul rând, calitatea lucrărilor. Calitatea lucrărilor ar trebui să reflecte și valoarea investițiilor, ceea ce, până astăzi, din punctul meu de vedere, lasă de dorit. Da, se vede formația dumneavoastră de, hai să-i spunem, om care lucrează în domeniul privat, la fel povestea și candidatul Partidului Prahova Națiune de la primăria Câmpina,
apropo de modul în care se gospodărește o comunitate, ar trebui să fie aceeași grijă pentru bani, precum se întâmplă în privat. Să sperăm că mesajul dumneavoastră, mă rog, ajunge unde trebuie. Și eu sper. Și vă doresc succes în aceeași măsură în care doresc succes tuturor competitorilor înscriși în cursa electorală. Și ce să zic, ne auzim după 27 septembrie sau de ce nu mai devreme pentru rezultatul acestor alegeri. Vă doresc succes. Mulțumesc frumos și mulțumesc de invitație. Cu dumneavoastră mă revăd mâine, când invitat va fi un alt candidat, de data aceasta la primăria Vălenii de Munte, un candidat al aceluiași partid 100% local, este singurul de altfel înscris în competiția locală și mă refer aici la Prahova Națiune. Până atunci vă doresc o zi excelentă în continuare.